Dar cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani? Doamna Natalia să trăiască, la mulți ani, să ne trăiască la mulți ani. Domnule, am venit aici la ansamblu folclore, cred că, da? S-au cântat la biserică. E totul precis. Sunt, așa? Aveți aici cântăreți, muzicanți, așa? Eu mă numesc Maria Ciorici, am venit cu drag să vă fericit, doamna Natalia. Astăzi faceți o vârstă frumoasă de 60 de ani și vreau să vă invit așa mai la lumină. Așa, astăzi trebuie să fiți doar la lumină. Și nu numai astăzi, dar în permanent, în toată ziua. Am adus un buchetel frumos pentru măgeata noastră și cu aplauze mari, haideți să-l oferim! Florile de terace, sunt florile toamne. Crizantemele care tare mult țin. La fiecare oaspet care merg, neapărat cu un crizantem, pentru că ele mult rezistă. Și v-am scris o poezie, doamna. Pentru dumneavoastră, cu ocazia 60 de ani împliniți, vreau să... Da, e bine așa. Da, vă văd toți. Cred că vă dați seama ce mi-a organizat surpriza, așa? Eu, dacă nu vă este greu să veniți lângă așa, vă rog mult. Toți cei care sunteți prezenți, așa? Mamă dragă, azi e ziua ta cea mare. La 60 de ani ești tot atât de fermecătoare. Cu părul negru, ochii ca murele în soare, zâmbești plâng și cald, chiar dacă nu ceva te mai doare. Sinceră și onestă, cu suflet luminat, pentru toți cei dragi mereu ai oferit un sfat. De 25 de ani în viață tu muncești, verdețuri proaspete zilnic lumii dăruiești. Din noapte în noapte tu neobosită stai, cu drag cu toți vorbești și de la tine dai. Mirosul verdeței îți dă putere și spor, te ține tânără, plină de viață și spor. Tu ne arăți prin fapte că viața e frumoasă, că munca ta iubită îți face inima voioasă. La mulți ani, mamă, să fii mereu așa, cu sâmbetul tău plân, ca o rază de stea. Mămica noastră, ești frumoasă ca o floare, cu zâmbet cald și vorba ta mângâietoare, cumpătată în toate, foarte înțeleaptă, știi să găsești mereu cale cea dreaptă. Soție iubitoare, grijulie în tăcere, în casă de armonie, indiferent de durere. Cu răbdare și putere alături de tata stai, ați crescut două fete, pentru tot de la tine, pentru noi tot de la tine dai. Cea mai bună mamă, și iubitoare. În ochii tăi mereu vedem doar alenare. Ne-ai oferit copilărie fără neajunsuri grele. Prin muncă și iubire ne-ai sprijinit de ele. Ne-ai dăruit iubirea necondiționată, vie și sprijinul tău cal ce-a fost ca o magie. Împreună cu tata ne-ați crescut frumos, iar noi, fetele tale, îți mulțumim respectuos. Nepoții bunica ta, așa te numesc. Pentru ei ești cea mai frumoasă și bună, foarte mult te iubesc. Răbdătoare și blândă, mereu îi mâncâi și îi veghezi, cu zâmbetul tău cald, orice supărare îndepărtezi. Emilia și Melissa, Alex și Andreea, adoră timpul cu tine, iar tu vii mereu cu ideea să pregătiți împreună plăcinte cu brânză și cartofi, clătite pufoase, în momente pline de copii și râs. Tinerii, unde sunt tinerii? Nu, să așați departe, mușesc. Ginerii la fel de fericite, cu drag și sănătate, îți doresc bucurii și fericire în toate. Îți mulțumim, mamă, pentru iubirea ta, pentru soțiile noastre minunate, care ne-ai născut și ne-ai crescut cu drag. Cele mai bune valori și calități ai însuflat în noi. Cu înțelepciune și răbdare ai fost o mamă model pentru noi. Te respectăm enorm pentru tot ce ne-ai dăruit. Mămica noastră, ești cel mai frumos dar bine prețuit. Așa, din partea, sunt aici mai multe nume am, neapărat trebuie să le spun pe toți. În primul rând, fetele frumoase, are mama două fete, așa, fiicele Inca și Mariana, aplauze, vă rog frumos! Gineri, Alexandru și Andrei, și salutăm așa, noi cântăm așa, îi salutăm cu drag să vină mai repede acasă, așa cu turbele pline. Și nepoții, am mai spus și poezie, Emilia, Melissa, Alex și Andreea, sunt aici prezenți? Doar Andreea, vin te rog la mine. Ce? Am înțeles.
Verde. N-am fost eu la piața centrală să vă găsesc acolo, dar m-am găsit aici. Și văd că prietenile dumneavoastră tot în verde s-au plecat îmbrăcat. Nu cumva tot până în sala piața centrală? Eu și eu, sunt ora și mai mare. Am înțeles, dar voi trebuie să vă potriviți, așa, să vă combinați. Deci dumneavoastră iubiți culoarea verde, înțeles? Și știm de ce, da? Verdețurile la piața centrală vă dau dumneavoastră vitalitate, putere, dragoste de viață. Asta este foarte frumos și mă bucur că ați putut cunoaște și cunoașteți în continuare această lume frumoasă, care vă stimează, vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. Acum oferim cuvânt de mulțumire, o maghiară de noastră, cu asta vom cânta, vom dansa și am să vă invit neapărat de fiecare la joc. Cum puteți? Hai așa, eu nu vă dau microfonul, dar vorbiți cum puteți, eu sunt la distanță. Mulțumesc la toți prietenii, frate, surorile, neamurile, din suflet că în ziua aceasta mare și sper că de mine, să alături de mine, să trecem frumos și voios. Mai departe, da. Așa, mă bucur foarte frumos. Doamna Natalia, vreau să sunteți sincer așa cum eu tot simplu vorbesc, adică nu vin cu Doamne ferește și exprimări. Mă uit că lumea asta foarte nerăbdătoare este să danseze, așa? Ați reușit să stați la masă, să închidați la copilă, să mănânci lumea, să nu zic că i-am ridicat flămânți. Așa, prima dedicație frumoasă, o coră, și am să vă rog frumos pe toți. La 60 să ne oprim, să nu mai împătrăvim. Așa, prima oră, prima dedicație frumoasă pentru voi, dragii mei, pentru maghiara noastră, doamna Natalia. Vă mulțumesc să vă trăiască mulți, voy a...